dragi prieteni, sunt Rodica Baciu și vă invit cu drag să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. De data aceasta, în studio alături de mine se află familia Volintiru, Marian și Rodica, din Canada. Misionari foarte harnici care vizitează România an de an să ne aducă încurajare din partea lui Dumnezeu. Bine ați venit, Marian și Rodica Volintiru! Bine v-am găsit și ne bucurăm să fim din nou cu dumneavoastră și cu în România de asemenea. Ne bucurăm să fim parte din lucrarea care Domnul are în România cu noi și cu ceilalți. Ne bucurăm și mulțumim de invitație. Pentru noi este o onoare și în același timp ne bucurăm să slujim mai departe și să putem avea conversație pentru întărire și zidirea poporului român. O nouă călătorie în România și un mic popas la Credo TV. Pentru a câta oară în România în călătorie misionară? Suntem în România pentru, deci din 2007, cred că a 10-a oară sau a 9-a oară? A 10-a oară. Deci e un an jubiliar. Da. Ar trebui să-l sărbătorim, dar îl sărbătorim prin muncă, cum s-ar spune. Ne bucurăm să fim, să-l sărbătorim în România acest al 10-lea an. Și nu cred că se va opri aici. Cu ajutorul Domnului vom continua ceea ce am început. Și ce să spun, este mult de lucru. Umblând prin toată țara, începând din Târgoviște, Ploiești, București, Mamaia, Tulcea, Galați, Toflea, Bârlad, Iași, Suceava, Rădăuți. În Moldova, Republica Moldova am trecut. Ne-am întors înapoi, am mers în Ucraina pe la Galați, după aceea ne-am întors înapoi la Rădăuți, Bicovul de Sus, Ucraina de Sus. Sunt așa de multe încât sper că nu am sărit peste anumite călărași, n-am spus, dar de asta am o soție să ne completăm. Și călătoria va continua. Da, mai avem ajutorul Domnului. Pe 21 august va fi ultimele două conferințe, care va fi la Valentemunte și la Giurgiu. Dar mai avem până jumătatea țării, până în nordul țării, până la Satu Mare, la Oradea. La Cluj, la Târgu Mureș, la Cluj, Târgu Mureș, la Toplița. Da, săptămâna trecută. La... A fost un har, am fost în Lugoș, Vulcan, Hunedoara, Deva, Sebiș, Haceg, da. Arad, vom merge la Dej, vom merge, cum am spus, la Toplița, vom merge în mai multe locuri unde Dumnezeu a deschis uși. Vreau așa de mult să laud pe Domnul pentru că noi nu am căutat noi să fim undeva. Unele biserici care ne-au cunoscut, am luat legătura, altele ei ne-au invitat, ei ne-au chemat, ei au deschis uși și pentru noi este atât de important că ce este voia și planul Domnului în spatele tuturor ușilor deschise. Nu suntem noi, nici chiar liderii, ci este Dumnezeu și mâna Domnului, pentru că El știe că este nevoie. Și de aceea ne supunem și ne bucurăm și mergem înainte. Mă bucur că o să fiți și la Târgu Mureș în weekendul acesta. Da, și noi ne bucurăm, da. Și ca persoană care organizează conferințe, mai ales pentru femei și în perioada de vară, vreau să spun că e foarte greu de organizat, pentru că familiile sunt în concediu, e o perioadă mai puțin indicată. Și totuși, așa cum ai spus, Dumnezeu vă deschide uși și sunteți așteptați și am văzut pe Facebook participanți numeroși în toate adunările și locurile pe unde v-ați oprit. E un har. Într-adevăr, numai prin puterea lui Dumnezeu poate fi organizat un astfel de mission trip, cum spuneți voi, călătorie misionară atât de rodnică și de eficient. Slavă Domnului, da. Mai cred ceva, că așa cum avem în unele Biblii, nu știu dacă aveți în Biblia voastră hărți, are Apostolul Pavel, călătoriile misionare împreună cu colaboratorii lui, cred că și voi aveți o hartă undeva salvată de îngeri, de Dumnezeu însăși, care va fi arătată într-o zi, poate pentru cei mai comozi și cu siguranță pentru voi și vor urma răsplătirile. Asta toată gloria este a Domnului. E adevărat și cred lucrul acesta, dar pentru noi este bucuria de a sluji pe Împăratul Gloriei. Și
ne minunăm, cum ai spus, el pregătește totul, și traseul, și puterea, și tăria, și energia de a merge și de a sluji în fiecare zi. Aici e clar, 100%, că numai harul lui și puterea lui și planul lui. De aceea lui dăm slavă. E o cântare, spune, când nu poți tu, poate el. Îmi place și mie cântarea asta foarte mult. Deci când noi nu mai putem, el poate. De fapt, el poate totul prin noi. Că de fapt, dacă am fi de capul nostru, nu am putea să facem atât ceea ce facem. Suntem, în Matei spune, în Matei 28, 18-20, spune că El ne-a trimis să ne ducem, să facem ucenici, să botezăm, să învățăm și El va fi cu noi. Aici este partea, în toate zilele. Aici este partea care mulți probabil că n-au înțeles-o și când pleacă, pleacă în puterea lor, în forța lor și se oprec sau sunt tot felul de obstacole. Sau obosiți, și noi suntem obosiți, dar o luăm în fiecare zi, o nouă zi. Uităm ce a fost în urmă, chiar și bun și rău. Ne mai aducem aminte ce a fost bun, ce a fost rău, le cam încercăm să le uităm, că sunt și lucruri care nu-ți plac. Da, normal. Nu ne băgăm în seamă, dar mergem înainte. Nu ne focus pe cu stăruință înainte. Da, să știți că am primit chiar eu, care vă cunosc, vorbesc de bine despre voi, despre lucrarea voastră, despre cărți, am primit feedback-uri cum de sunteți atât de neobosiți. Am discutat cu anumite persoane, surori în special, și se minunau văzând o parte din programul conferințelor pe care l-am publicat în revista Suflet de Femeie și au spus, dar oare cum mai poate sora Rodica să facă atâtea întâlniri și seară de seară să învețe și totuși un efort și să călătorești și... Asta e un secret pentru mulți. Ați spus deja, dar poate puteți explica un pic mai mult cum îți iei puterea, ca să ne o luăm și noi, cei care avem poate de făcut mai puține lucruri și ne plângem de multe ori că e greu. Din nou spun, am toată credința, în momentul când Dumnezeu te cheamă, în momentul când Dumnezeu te trimite, Dumnezeu pregătește tot ce tu ai nevoie. Ești om, e adevărat, ai nevoie să te odihnești, ai nevoie să mănânci. O facem, slăvit să fie Domnul. Dar ca și om, în același timp, nu este ușor să dormi din casă în casă, din pat în pat, noaptea, uite așa. Bagajele. Ia bagajul, pune bagajul, pune, spală-ți iar rochia, n-ai cu ce să o calci, multe din acestea. Dar ceea ce am observat este, în timp cât aș fi de obosită, în momentul când îmi deschid gura și încep să vorbesc, simt cum cerul s-a deschis, e ca un canal de binecuvântare, putere, viață intră în mine și cât aș fi fost de obosită, 2-3 ore sau mai mult nu mă pot opri. Din nou, nu sunt eu, este El. În fiecare zi din nou, e adevărat că dimineața asta mai mult, poate dormi mai mult, de multe ori noaptea nu pot să dorm, depinde ce zonă am fost, depinde ce tulburări sunt, mă pune Domnul să mijlocesc, de multe ori dorm poate 3 ore pe noapte și a doua zi eu din nou, mergi la drum, în mașină stă obosită, martă. Cum mă poziționez? Tată îi spun, e lucrarea ta. Duhule Sfinte, femeile astea pe tine te așteaptă, nu pe mine. Eu vezi că sunt obosită. Eu doar mă poziționez ca și cum mă bag în priză, mă încred în tine, Doamne, eu am acumulat, eu am studiat, am postit, m-am rugat, rezerva este. Acum doar trebuie să activez rezerva, cum să zicem, rezerva care este de sus și atunci Dumnezeu începe să vorbească, Duhul Domnului începe să încurajeze și primez viață și de multe ori mă minunez. Din nou, e lucrarea Duhului Sfânt. În timp ce vorbesc lucruri care sunt surpriză și pentru mine. Și sunt 100% că Duhul le vorbește atunci. Duhul vrea să atingă suflete. De aceea, din nou, repet și spun, oricine ar fi împotriva mea, a noastră, am toată pacea și bucuria că îl văd pe Tata, îl văd pe Domnul la lucru, cum El ne dă viață, înviorare, cum a zis Marian, în fiecare zi, din nou, o nouă zi, plină de energie, parcă în fiecare zi mă simt mai puternică. Și am aflat secretul totuși, meditând și chiar discutând cu anumite persoane care, cum spun, ne văităm că e oboseală, ne văităm că e greu, lupte multe, da, e ok și cu lupte și cu oboseală. Am învățat să operez din odihnă. Am învățat să înțeleg odihna în Domnul care mă odihnesc când e la umbra celui atotputernic. Și de acolo El este. Am învățat ca eu să mă predau. Am învățat ca să mă încred total în El și să las pe El. Și nu mai povara mea, nu e nici durerea mea și toate săgețile
mă protejează Domnul și toate obosele îi le dau lui. Și văd acel izvor care începe să curgă. E un secret, este o taină. Și mulțumesc Domnului pentru ea și putem să funcționăm mai departe. Și din nou, slava lui, eu trebuie doar să fiu atentă să nu cumva să se întrerupă conectarea între mine și cer. Și atunci zic, Doamne, nu mai am ce să dau. Da, Tu poți. Dacă nu ești Tu atentă, sunt eu. Da, bineînțeles, El totdeauna e lângă mine și lucrăm împreună. Deci ce spunea ea, că e odihnită, nu odihnită, se odihnește când eu conduc, ea se odihnește și invers. Când ea vorbește, eu mă odihnesc. Și așa putem funcționa împreună. Nu? Este un har că putem fi împreună și mergem împreună, pentru că sunt situații în care, știu eu, e nevoie de un bărbat. Sunt situații multe în care este nevoie de un bărbat. Cam totdeauna e nevoie. Fără el n-aș fi putut. Mă refer în lucrarea cu femeile, că vă dați seama, de 10 ani în câte conferințe de femei am fost, nu le-am numărat, dar cum ai spus mai devreme, ne trebuie este o hartă făcută de îngeri, dar cred că e o idee bună. M-am pus să fac și eu o hartă pe unde am fost, așa, în mare poate, că e chiar interesant, chiar și eu sunt curios. Dar prima oară am avut și am avut o perete acasă. Da, dar exact a fost doar locurile pe unde am fost, vreo 10.000 de kilometri. Dar pe România. Acum va trebui să o facem pe toată lumea. S-a extins teritoriul. Slavă e Domnului ăsta noastră și nu vrem să ieșim în evidență noi. Dar e minunat ce ați împărtășit și oamenii văd asta din viața voastră practică. Am reținut că secretul ar fi în a avea acea rezervă din cuvântul lui Dumnezeu, bineînțeles, postul, rugăciunea făcute înainte de călătorie și apoi acea abandonare în mâna Domnului, exact, că El aranjează totul, că El conduce totul. Odihna asta în El. În momentul în care știi care ți este scopul și chemarea și funcționezi în chemarea respectivă, este greu într-un fel, dar este și ușor, pentru că în același timp te și odihnești. Este o odihnă care ți-o dă Domnul în timp ce faci ceea ce ești. Am dat un exemplu de multe ori, ca și o piesă într-un angrenaj unde tu te potrivești acolo. Deci ești piesa respectivă, mădular în trupul lui Hristos. Dacă ai și o piesă, să spun, la o mașină, dacă nu ești în locul în care trebuie, nu numai că pe tine te deranjează și te stresezi tu sau ești, știu eu cum, dar și pe cei din jur. Deci acum nu spun că nu sunt mulți din jur care nu le place ceea ce facem sau... A, le place, dar, nu? Le mai băgăm un semn, vezi de nu, treabă. Nu, mă refer în sensul că nu le place pentru poate că n-au înțeleg ajuns la nu înțelegerea înțeleg, respectivă. Da. Și normal că trebuie să... Dar sunt bune și anumite neplăceri, să spun, a unora, că te ține cumva focus pe direcție, pe viziune. Și așa că suntem pe drumul este bun. Este mult încrederea în Dumnezeu. Din nou, repet, când în orice lucrare ai fi, vorbesc pe câmpul de misiune, într-o biserică, orice slujire pe care Dumnezeu ți-o încredințează, în momentul când e 100% că Dumnezeu te-a chemat, Dumnezeu te-a trimis, El te împuternicește, atunci tu funcționezi și mergi înainte. În ciuda altor piese, cum a zis Marian, care poate nu lucrează, tu lucrezi, că știi, și atunci ți este foarte ușor. Nu este greu, din nou, se va o tragi din El. Ești în timpul Lui, ești în planul Lui și atunci, aleluia, slăvit să fie Domnul, doar bucuria vine. Deci în momentul în care tu funcționezi la chemarea care Dumnezeu are pentru tine, îi forțezi și pe alții să funcționeze, pentru că suntem mădurari în trupul lui Hristos și normal că ceea ce tu faci îi atinge și pe alții implicit, cei de aproape sau cei mai de departe. Și atunci lor nu le convine să iasă din zona de confort. Dar în momentul în care ai ieșit din zona de confort, deci ca o încurajare, simți că vrei să faci mai mult și chiar îți place ceea ce faci. Deci este... E o bucurie și după aceea, după ce faci ceva nou, nu? Care că poate n-ai înțeles înainte. Pe mulți motivezi totodată și atunci aprinzi acea conectare, acea flacără, da, și eu vreau, și eu pot. Și în felul acesta începe să lucreze trupul lui Hristos, să funcționeze. De fapt, este ceea ce mie îmi place, să motivez pe alții să descoperă în ei daruri și calități care Dumnezeu le-a pus și să-i ajut. Cel puțin asta vreau să fac în ultimul timp și simt că sunt chemat pe direcția asta. Interesant că
Nu este ușor, pe de o parte, dar Dumnezeu vă trimite în România să faceți, să contribuiți la schimbările pe care El vrea să le facă. Și atunci, dacă v-ați întâlnit doar cu oameni foarte înțelegători, foarte motivați, ar fi mult mai ușor, ar fi o bucurie. Dar dând și de pământ mai înțelenit, atunci se produc schimbări mai vizibile și este riscul să aveți așa mici amărăciuni, nu e așa? Să vă gândiți, o, da, omul acesta sau de ce nu înțelege? De ce nu înțelege că Dumnezeu vrea să se producă niște schimbări? Și cum treceți peste momentele astea de amărăciune, aș zice eu, care, în care nu te simți apreciat, în care nu ești înțeles, în comparație cu sacrificiile pe care le faci? La început a fost mult mai greu, pentru că tot ce este nou este mai greu, e surpriză, într-adevăr, poate terenul este mai greu de deselenit și ca fiecare om, femeie sau bărbat, doresc să fie apreciat pentru ceea ce faci și ai dori ca tot să primească focul tău, pasiunea ta, gândul tău, revelația ta, ai vrea să le îmbrățișeze și să pornim la drum. În cursul anilor mi-am dat seama că și eu am mai mult, am nevoie de creștere, am nevoie de înțelepciune, am nevoie să înțeleg și pe cel de la clasa 1 și pe cel de la clasa 5 și pe cel care este la bacalaureat și pe cel la facultate. Acum mesajul îl dai la toți la fel. Încerc prin ceea ce vorbesc de multe ori să vorbesc și pentru cei nepocăiți și pentru cei mai slași și pentru cei mai maturi. Acum tot studiind cuvântul Domnului, am ajuns la această concluzie bazat pe acel verset în care spune când fermierul seamănă sămânța, așteaptă cu răbdare să crească până ia rodul. Și atunci Domnul însuși mi-a vorbit mie personal să am îndelungă răbdare cu semințele care le-am semănat, să nu mă aștept imediat, gata, să rodească. Este un timp, un proces de prelucrare, de creștere, până începe să gândească, este ceva nou, n-am pomenit în viața mea, n-am auzit o femeie să vorbească, dar asta cum e? Dar ce înseamnă lucrul acesta? Sunt sigură pentru că motivația inimii mele este dragoste, este zidire, este încurajare, nu este să iese în evidență, nu este pentru un câștig financiar sau altceva, este dorința aceea ca să omul să crească spiritual. Și acum eu continu în post și rugăciune, continu să meditez, am mai venit an după an și tot semănând, oamenii și mai ales femeile au început să priceapă, să înțeleagă, terenul parcă s-a deselenit și multe, foarte multe, sute și sute de surori mi-au scris, oh, atât de mult am înțeles, atât de mult m-a ajutat, cartea ta mi-a schimbat viața. Nu sunt eu, e Domnul, e Duhul Domnului. Dar încet, încet. Și atunci, cum am spus, acele mici amărăciuni, lovituri, nu le-am mai luat personal, ci am înțeles că este un proces. Și e normal să mai fie și pământ stâncos, e normal să mai fie și împotrivitori, e normal să mai fie și farisei, e normal și Domnul Iisus a avut. Dar ne concentrăm foarte mult la cei care doresc, la cei care vor și continuăm să semănăm. Continuăm și treaba lor, cei care primesc, vor fi ei binecuvântați, vor fi ei cei care vor crește, vor fi ei care vor începe să aibă o relație mai adâncă cu Dumnezeu. Nu câștig eu, ei câștigă și tata se bucură și eu vreau să mă bucur împreună cu tata. Dar asta ne dă, nu ne oprește. Au mai fost situații în gata, gata, renunț, nu mai întrebe nimic. Dar am văzut cum Domnul de fiecare dată, ca un tată, continuă. Ca o mamă cu copilul care ai îndelungă răbdare să crească și îl accepți și îl rabzi și pornești mai departe. Și asta mă învăța. Nu iau nimic personal. Și încă un lucru care referitor la apreciere. Avem nevoie de apreciere și am învățat surorile mult să ne apreciem unii pe alții, apreciem soții noștri, copiii noștri, dar e maturitate ceea ce spun. În momentul când tu știi cine ești și știi cine te-a trimis, indiferent că te apreciază sau te calcă în picioare, tu trebuie să fii același. Mulțumesc Domnului că am ajuns acolo prin harul Lui și momentul când nu mai mă interesează, pentru că nu vreau să, eu nu fac ca tu să mă apreciez, eu nu fac ca să ies în evidență, fac acest lucru și mă raportez la Tatăl meu din ceruri, ca El să fie onorat și sufletele să fie schimbate și atunci nu am nicio pretenție și atunci din nou sunt în odihnă, în pace și în bucurie și perseverez, alerg cu stăruință înainte. Și frumos totodată. Până atunci ești în luptă. Până atunci ești într-un disconfort care... Nu mai pot. Dar de ce? Prea mult. Nu, am depășit. Oare să mă opresc sau să nu mă opresc? Da, uite ce zice. Că ea mă primește. Ăla întunoașă. Nu, am învățat. Doamne, dacă îți plac ție,
Dacă tu mi-ai spus, vreau să fiu plăcută ție, dacă vezi tu, e de ajuns. Și mă raportez foarte mult la Domnul. Și aici este secretul și taina. Să poți mai departe să biruiești și să alergi, nu doar să te târăști. Asta e mare vorbă. Dacă vezi tu, Doamne, e de ajuns. Am să o rețin. Da. Eu cred că e foarte important și faptul că sunteți tot timpul împreună și când cade unul, celălalt îl ridică și așa îl este. Încurajează. Așa, așa e, frate Maria. E mai greu dacă atunci când cădem amândoi, deși nu s-a întâmplat. Nu, n-am găduit, Domnul. Dar nu vrem să apărem ca și cum suntem perfecți și nu avem și noi momentele de slăbiciune, momentele de în care spui gata, nu mai fac nimic, sunt prea obosit. De exemplu, am venit dintr-un oraș, am ajuns în alt oraș și la biserica respectivă a fost aerul condiționat, fiind cald și transpirat, m-a luat cumva de spate și și bineînțeles, a doua zi trebuia să conducem în altă parte și simțeam cumva și mă gândeam, pentru ce toate drumurile astea? Mai ales când în momentul în care primești o săgeată și nu ești atent, și spui până la urmă, de ce tot să fac? Dar în același moment m-am gândit și am zis, stai puțin să mă uit la partea pozitivă, la tot ce se întâmplă bun până acum. Nu mă uit la ce nu merge, pentru că noi trebuie să fim proactivi și nu reactivi când se întâmplă anumite lucruri. Și de asta, într-un fel, sunt bune și săgețile câteodată, cum am zis, te mai ține, te trezesc unele din ele. Și bineînțeles că acum am eu o teoria mea, să spun așa, sunt două categorii de oameni. Unii care vin și îți spun anumite lucruri și vor să te pună la punct că ei știu totul și ceea ce tu faci nu este bine. Mă refer în privința lucrării cu femeile și tu trebuie să taci, tu trebuie să fii. Și sunt oameni care încă nu au înțeles și vor să știe mai mult. Cu cel de-a doua categorie, am mai spus eu, vreau să stau de vorbă că am de învățat și avem de învățat. Fiecare învățăm unul de altul. Nu, cum am zis, nu suntem perfecți. Dar cu ceilalți din prima categorie care ei știu totul și tu tot ce faci este greșit, închei discuția înainte să o încep. Deci nu sunt atât de interesat de aceste părți, cumva. Pentru că am întâlnit multe cazuri sau întâmplări pământuri care au fost foarte stâncoase, așa. Da, care... și de aceea cum și avem modelul Domnului Iisus, nu? Și el când a fost pe pământ a avut destui împotrivitori, chiar din familia lui câteodată au fost, până au înțeles lucrarea. Și eu venea să râd pentru că într-o noapte el nu putea să doarmă, era foarte rău, la aer condiționat. Avea o stare, eu nu puteam să dorm și la un moment dat zic, apucă-te și pe flotări, că poate în felul ăsta îți revii și poți să dormi. Ne-a pomenit râsul pe amândoi că facem hazăne, caz de multe ori, depinde în anumite circunstanțe unde suntem. Facem hazăne, ne dă Domnul așa un spirit de, că tu ai vorbit la mama aia despre bucurie, ce mult înseamnă și chiar am citit și undeva în familie, foarte mult contează să fie și bucurie, nu numai severitatea aia, strictețea aceea, numai corectitudine, că ne cam corectăm unul pe altul, da. Știi? Dar atunci așa ne buvnește un râs și o bucurie în același timp și atunci el, dacă mă doare, mă sau puțin că am o lucrare neterminată și în fiecare zi am acolo ca un țepuș și el zice, apucă-te și vă flotări ca să acum streagă. Avem soluție, când ne doare ceva, deci deja formula este... Dar îi mulțumim Domnului pentru toate. Da. Cum găsiți bisericile din România? Am văzut că nu sunteți deloc selectiv. Mergeți și la sate, mergeți și la orașele cele mai mari, mergeți și la oameni acasă, la întâlniri, cum vă organizează Domnul? Și cum găsiți România privită din atâtea unghiuri? Pot să încep eu. Comparat cu... Deci, pentru că trebuie să comparăm cu un alt timp, când am fost la început, a fost un timp mai, să spun așa, mai rece, mai dur, când am venit primii ani, nu? Deci... mai multă reținere din partea unora sau, n-am fost primiți cum ne-am fi așteptat. A fost poate dezamăgiri în unele momente, dar acum, după 10 ani, vedem totuși o creștere în această direcție, românii, în general. Deci sunt mai la alt nivel, aș putea să spun. Nu știu ce nivel, începând cu, de la 1 la 10, poate la nivelul 6-7 sau... Dar ne bucurăm pentru că, cel puțin eu, mă bucur când văd
că se ridică și alte femei, de ce să nu spunem acest lucru, care și-au înțeles chemarea care Domnul au pentru ele, pentru că femeia a fost întotdeauna mai ținută, mai sub papuc, cum spunem noi în România, mai la cratiță, spun unii, și acum vedem clar că Dumnezeu folosește și femeia, și femeile care sunt, care Domnul le ridică. Deci, într-un cuvânt, văd o mai mare deschidere și o înflorire, sau nu știu cum să mă refer în sensul acesta. Un fel de primăvară? Un fel de primăvară. Spre vară. Slavă Domnului! Ea pus să spun că după 10 ani văd mult mai multă foame după Dumnezeu, sete, cel puțin femei, că și mai mult la femei vorbesc, da? Dorință după Dumnezeu, o trezire în mijlocul femeilor, multe care s-au ridicat la un alt nivel. Asta nu este numai contribuția noastră, e contribuția predicilor tuturor păstorilor bisericilor lor, alte conferințe care au fost în România, tot ceea ce ele... Valuri de îndurare, care au venit prin diferite mesaje, prin diferite predici, prin diferite cărți. Deci vorbesc general, noi avem o părticică în tot această imagine a lucrării lui Dumnezeu în România, de aceea nu ne putem lua noi creditul, din nou toată gloria este a Domnului. Părticica aceea care am făcut-o și noi, văd că se mărește și văd foamea și setea după Dumnezeu și femei mature, femei tineri care doresc mult pe Domnul, sunt uimite chiar tineri, băieți fiind de 15 ani, de 16 ani îmi scriu: vreau să-L cunosc pe Domnul, vreau să mă apropii mai mult de Domnul, cum să fac, chiar și la conferințe, și toată gloria îi dau Domnul. Deci noi ne bucurăm că vedem, după atâția ani de zile, vedem roade. Vedem suflete care se pocăiesc, suflete care doresc eliberarea și continuă și perseverează. În același timp, așa cum ai spus, noi nu suntem cu nimeni. Suntem sub ungerea și autoritatea bisericii noastre din Canada, mergem pretutindeni unde suntem chemați. Fie ortodoxi, catolici, carismatici, baptiști, pentecostali, liberi, în case, pe stradă, în pușcării, oriunde. De aceea vreau să fac de cunoscut tuturor celor care cumva, sora se duce nu știu unde, sora s-a dus la biserica cu tare. Și ce dacă? Bucură-te că Domnul m-a folosit și acolo unde tu nu ești de acord. Bucură-te că Dumnezeu m-a folosit și acolo unde poate e păcat sau sunt păreri greșite sau mai știu eu ce. Dumnezeu ne-a deschis uși pretutindeni, iar noi răspundem chemării lui Dumnezeu, că și acolo, oriunde, este nevoie de întărire, de zidire, de apropiere de Domnul, intimitatea aceasta cu Dumnezeu. Și atunci noi nu putem decât să-i dăm slavă Domnului și nu suntem conduși, controlați de unii sau de alții. Și ceilalți din diferite partide care sunt în România ar trebui să se bucure că Dumnezeu ne-a ridicat să putem să mergem peste tot, să aducem vestea, pentru că nu vestim nicio doctrină, nu suntem împotriva, ok, nu voi, ca voi sunteți greșiți, noi suntem, nu. Ceea ce noi vestim este nucleul, relația noastră a creștinului cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și de aici toate celelalte, după cum ne conduce Domnul. Și de aceea ne bucurăm și vedem deschidere mai multă, vedem mai multă atingere, vedem creștere și eu îi dau slavă Domnului pentru asta. Suntem ambasadori și un ambasador se duce unde îi se deschid ușile. Un ambasador, să spun, al României, dacă este chemat într-o țară musulmană, se duce, nu? Asta nu înseamnă că face parte din țara respectivă. Sau că este asociat. Tot cu același cuvânt merge și cu aceeași învățătură peste tot. Nu am văzut să vă fi ajustat în funcție de locuri și împrejurări. Sigur. Ce mesaj principal aveți anul acesta? Și mă gândesc că Dumnezeu v-a descoperit, poate chiar înainte să veniți, niște lucruri, niște nevoi și la fața locului se confirmă aceste descoperiri. Mesajul principal, care, bineînțeles, soția l-a primit, eu sunt partener cu ea, este: în dragoste nu este frică, este vorba despre frică. Dar, paralel cu ea, și eu am un mesaj al meu, care, mergând atât în completare. În completare. Nu, deci nu este un mesaj separat, este tot bazat pe Biblie. Văzând, mergând prin toată România de atâția ani și văzând anumite nivele, să spun așa, de lideri, de leadership, mi-am făcut puțin o părere, să spun, și am văzut că sunt lideri și lideri și lidere, care mai puțin
lideri sau mai mult lideri, nu știu cum să le pun să... Pentru că sunt lideri care funcționează într-un sistem de autoritate, de dictatură, tu faci cum îți spun și eu sunt liderul, și sunt lideri care conduc prin respect, pentru că au înțeles de fapt cine sunt ei și chiar am început să studiez acest fenomen al liderului. De fapt, toți ne-am născut cu sămânță de lider în noi. Dumnezeu când ne-a creat pe fiecare. Dar sămânța este acolo nedezvoltată în unii. Și atunci, normal că se ridică și întrebarea, dacă toți suntem lideri, cine ne urmează? Este vorba de lider peste darul care Dumnezeu l-a pus în noi. Și în momentul în care eu sunt lider și conduc darul respectiv, dar în primul rând trebuie să-l aflu și îl dezvolt, în acel moment lumea vede de fapt ce am eu și vine și mă urmează că și ei vor să aibă și atunci normal că îi influențez prin ceea ce tu ai deja. Și atunci normal că este foarte ușor să conduci, pentru că funcționezi în darul în care ești chemat. Sunt unii lideri care au spus, nu, eu trebuie să fiu păstor sau știu eu, li s-a părut lor, pentru că au avut o deschidere sau, știu, au avut prieteni sau mai știu eu cum. O susținere. Sau susținere și ajung în anumite, nu mă refer la păstori în general, dar în general lideri sau orice, director de fabrică sau știu eu, pentru că ajuns în poziția respectivă, cred că li se cuvine totul și atunci încep să taie și să spânzure. Deci un lider nu este. Un lider, în primul rând, știe cine este, își dezvoltă acel dar din el și este foarte ușor să influențeze pe alții. Și acest lucru cumva pe mine mă atrage să descoper, mi-am descoperit și eu darul și încep să funcționez în el și mă simt atât de liber și ușor și nu mai transpir de emoții sau mai știu eu ce, că dacă fac ceea ce fac, dacă nu e bine, dacă e bine, și pentru că știu cine sunt și știu ce am și știu ce trebuie să dau. Deci atât, doar puțin din această parte și bineînțeles că vine în unitate cu ceea ce mesajul care îl are soția împreună. Și... Ia, anul acesta, ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă este să vorbesc mult despre dragostea Tatălui. Și de aici ajungem la subiectul frică. Dar baza este dragostea de Tată, căci în dragostea Lui față de noi, frica nu are putere, frica nu există. Și prin harul Domnului, deja în cele mai multe conferințe, chiar printre alte subiecte care mi le-a dat Domnul să vorbesc, frumusețea Lui Dumnezeu, continuu să mă concentrez mai mult la Dumnezeu decât la noi sau decât la diavolul. Căci aici este marea greșeală, căci facem reclame gratuite celui rău și tot timpul vorbim ce face el. Trebuie să știm, să nu fim în necunoștință, cum spune cuvântul, de planurile vrăjmașului, dar ne uităm mai mult la soluție decât la problemă. Ne uităm mai mult la Dumnezeu. Și cu cât îl descoperim pe Dumnezeu mai mult în frumusețea Lui și specific anul acesta am spus despre Dumnezeu ca și tăticul nostru. Eu una experimentez alte nivele de relație, de pace, de odihnă, de dragoste, de siguranță, de credință, slăvit să fie Domnul. Și știu că este un mesaj foarte simplu care toată lumea îl știe, dar este greu de penetrat, că e nevoie de revelație. Dar îi mulțumesc Domnului că sunt niște semințe care le-am semănat și le semă și va aduce multă roadă. M-am bucurat mult când am văzut cartea pe care ai scris-o cu ajutorul Domnului anul acesta, pentru că am avut un an pe care l-aș putea intitula Fără teamă. Am început cu surorile de la Târgu Mureș cu care lucrez, ne pregătim pentru conferința de primăvară și tema a fost Fără teamă. Și am fost așa de binecuvântate și chiar după conferință am văzut că aveam temeri și nu știam de ele. Și am aflat cui trebuia să le dau și cum trebuia să funcționez. Apoi am avut la studio invitați și fără să le solicit,
au venit cu tema Fără teamă. Deci m-a surprins fratele Țon, Iosif, când a venit cu un mesaj de genul: de ce să nu ne temem de anticrist și să facem ceva care Dumnezeu așteaptă de la noi acum, deci să nu stăm blocați în teama de vremurile din urmă și lucrurile. Și apoi când am văzut cartea aceasta, am zis, măi, vine ca o cunună peste o grămadă de mesaje fără teamă. Oare ce vrea Dumnezeu? Ne pregătește pentru ceva mai greu care va veni sau vrea să ne ridicăm peste condiția care am avut-o până acum și să facem lucruri mai mari? Voi ce simțiți? Eu cred, ca și Gedeon, România este ca și Gedeon, pentru că în România, de fapt, lideri, mulți stau ascunși de teamă, cum ai spus, de teama la ce se va întâmpla și ne e frică să funcționăm în darul în care suntem, în care ar trebui să funcționăm, și ne ascundem. Și cred că este un fel de mesaj și un fel de strigare ca și lui Gedeon. Ridică-te pentru că tu ai putere. Ridică-te pentru că tot ceea ce tu ai nevoie este în tine, de fapt. Și să mergem mai departe. Deci să funcționăm ca și creștini. Pentru că dacă noi nu funcționăm ca în chemarea în care Dumnezeu o are cu noi, cu fiecare, vedem tot felul de mișcări, tot felul de exemplu ISIS sau cum îi spuneți voi, ISIS sau ISIS sau tot ce se întâmplă în Europa, tot felul de pericole, sau chiar acum zilele acestea în Cluj, ce se întâmplă cu ceea ce se întâmplă, festivalul da. Și pentru că nu ne este frică să mergem, să spunem despre împărăția Domnului, despre un împărat, despre Domnul Iisus, să spunem, să ducem mesajul și să nu-i trezim noi, dar să se trezească creștinii care suntem. Suntem o țară numită creștină, prin definiție. Că e ortodox, catolic, că e penticostal, baptist sau creștin după Evanghelie. Deci toți, de fapt, avem la bază este Domnul Iisus, nu? Care ne-a salvat și ne-a mântuit. Important este să intrăm în chemarea respectivă. Da, este foarte adevărat lucrul acesta, cum noi suntem ca și Gedeon și trebuie să vină o voce de sus să ne spună: Domnul cu tine, viteazule, Domnul cu tine, viteazul, te-am chemat pentru salvarea poporului, nu să fie sub acea dominație de frică a madianiților, că uite ce face, uite, vin necazuri, vine sfârșitul, vin cutremure, vin războaie, vin musulmani, vin și așa mai departe. Și vedem că realitatea așa este, ne apropiem de niște vreme foarte grele, foarte dificile. Întunericul pare că începe să astupe întreaga omenire. Vedem atacurile care sunt peste familie împotriva copiilor, vedem în Europa, vedem în Norvegia și în Canada și America, peste tot cam aceleași strategii și aceleași puteri demonice sunt. Cu toate acestea, eu am văzut și ce mult m-a încurajat Domnul anul acesta la acest subiect, să nu ne temem, să nu ne fie frică. De ce? Cel ce este cu noi e mai puternic de cel ce vine împotriva noastră, cel ce este noi. În același timp, cu adevărat se va face o diferență în poporul lui Dumnezeu, aceia care se încrede în El, și când vine opoziția, când vine întunericul, când vine atacul, noi ne ridicăm în numele Domnului. Noi venim exact în momentul cel mai crucial, cel mai dificil. Eu am spus, perla suferinței, când este cel mai greu în viața noastră, dacă ne poziționăm corect în conexia cu Dumnezeu, atunci vom face mari isprăvi, atunci vom birui lumina. Biruiește întunericul. Dar în momentul când noi lăsăm fricile acestea, temerile de orice natură, cele interioare, exterioare, la nivel de familie, la nivel de minte, la nivel de univers întreg, ne paralizează și nu mai putem să funcționăm. Și Domnul nu poate să-și ducă la îndeplinire planul lui cu oameni care sunt fricoși. În același timp, diavolul, cea mai puternică armă care atacă la toate nivelele astăzi, este această teamă, această frică. Și acum, care este răspunsul? Care este cheia pentru noi creștini? Am știut că credința este opusul fricii și este, dar este cumva a doua, pot să spun. Cuvântul Domnului spune, în dragoste nu este frica. Care dragoste a Tatălui? O să vorbim poate în următoare sesiune mai mult despre acest lucru. Dar cred că este o pregătire ca să ne poziționăm, indiferent de val, de furtună, de întuneric, de atac, de război. Noi suntem
mai mult decât biruitor. Noi suntem vitejii Domnului, noi avem curaj și îndrăzneală și atunci vom face cele mai puternice lucrări. De ce? Suntem în conexie cu Tata, ne uităm la El, El ne dă putere și nu acceptăm frica. Frica e un demon puternic, dar mulți au spus lucrul acesta și eu de asemenea. Dacă nu-L crezi, dacă nu-L primești, n-are nicio putere. Cât ar fi El de distruge întreg universul. În momentul când eu nu cred, nu-L primesc, de ce? Am conexie cu Dumnezeu, nu are nicio putere asupra mea. E ca și cum nu există. Dar sunt niște pași care să ajungem acolo. Și pașii îi găsim, cred, în această carte, care a apărut prin eforturile voastre și prin harul lui Dumnezeu anul acesta. Haideți să vorbim un pic și despre acest manual împotriva fricilor. Mai avem încă un pic de timp. Sigur, mai am și alte întrebări, dar aș vrea să ne spuneți cum a apărut cartea, care au fost sacrificiile. Aș putea eu spune ceva, adică puțin despre, nu eu am scris-o, dar știu cine a scris-o și știu că a scris-o fără frică. Dragostea nu este frică, pentru că are atâta dragoste pentru România și pentru mine, să spun așa, dar chiar cu această ocazie pot să spun și anumite lucruri, pentru că mulți o judecă, mulți o atacă pe soția mea. Eu sunt soțul ei. Mulți mă știu de soțul lui Rodica Voluntiru. Numele meu este Marian. Prietenii mă cunosc, îmi știu numele. Dar sunt foarte porniți, să spun, împotriva celor care o atacă. Și nu mi-e teamă să o spun. Am și cartea în mână. În dragoste nu este frică și o spun în dragoste, pentru că ei nu cunosc și nu știu cât sacrificiu ea face și o să spună cine opune. Este Domnul care opune, care a înțeles dragostea Domnului și cât sacrificiu face acolo acasă și în timp cât a scris cărțile sau posturile care le-a adus. Eu pot să spun că sunt foarte mic în ceea ce privește sacrificiu care îl facem pentru România. Eu am spus de multe ori, am zis, poate în România nu voi veni niciodată, nu voi mai veni. Am venit, pentru că sunt român și iubesc România. Dar am zis, de multe ori prefer să mă duc în Africa, când văd atâtea atacuri din partea celor care, în loc să susțină, când se ridică cineva să ajute pe ceilalți din jur, dimpotrivă vine cu lucruri care nu sunt adevărate sau vine cu o poziție să pună jos și să tacă și mai multe lucruri. Deci noi lucrăm în dragoste și pentru că este dragoste nu avem frică și avem și cartea cu noi. Și asta ne ajută mai mult. Încă nu am reușit să o citesc, dar îmi citesc autorul de 22 de ani, îl citesc în fiecare zi. Păi, autoarea. Astea fiind spuse, eu cred că ai citit-o înainte să fie scrisă, pentru că ai citit-o, da, pe bine, Rodica. Și m-am uitat înainte să fie tipărită, înainte să fie editată, mi-arunc și eu așa o privire în ansamblu, pe computer, înainte să fie scoasă la tipar. Îi mulțumesc, Domnule, căci n-a fost în planul meu. De aceea eu pot spune că e fost născută, a fost în planul lui Dumnezeu. Am primit multe mesaje la multe persoane despre frică și aveam în minte lucrul acesta, am studiat puțin despre acest subiect, dar am zis, Doamne, sunt preocupată și nu am timp. Și, într-adevăr, înainte cu o lună de a veni în România, poate au fost așa mai multe încercări în viața noastră care cumva aducea mai de departe un val de frică. Un val de a renunța, un val de a lăsa totul baltă. Mai vine sindromul Ilie, după mari victorii, mai vine la fiecare. Dar am văzut frumusețea lui Dumnezeu, căci dacă ești în Hristos, dacă ai cuvântul Domnului în tine, ai Duhul Domnului în tine, te ajută imediat. Nu te lasă să bălăcești acolo în plâns, în dezamăgire, nu știu câte zile. Și în momentul acela era puțin de apăsare peste noi, peste mine mai ales, și vedeam cum valul de frică încearcă să vină peste viața mea și eu de felul meu am fost curajoasă, n-am avut așa teamă, am avut teamă de oameni multă vreme, adevărat, și atunci, în cea mai grea încercare, să o zic așa, atunci a venit Domnul și acum, în încercarea ta, acum este timpul să faci ceva opus. Acum este timpul, citeam atunci pe internet, cineva spunea, este timpul să-i plătești diavolului pentru cât te-a supărat. Și zic, da, Doamne, ce să fac? Și atunci Domnul spune, apucă-te să scrii. Și atunci soțul m-a ajutat foarte mult în sensul că
și ce alte cărți, m-am dus sus pe munte, acolo am început să fiu singură cu Domnul, să primez direcții la Domnul, cu toate că în același timp citesc, studiez, nu, și alte predici, și alte cărți, Biblia, bineînțeles, inspirațiile care le primesc și din altă parte, dar și la Domnul, și atunci ce vrea Domnul exact să scriu pentru ascultător, că nu e vorba de mine, e vorba ce efect să aibă în inima celor care ascultă. Și atunci m-am dus din nou sus pe munte cu Domnul să fiu singură în post și rugăciune să primez la Domnul și a fost așa extraordinar pentru mine, cartea asta a fost scrisă, că și cu cât studiez un subiect, cu cât te adâncești în el, cu cât te rogi și stai în conexie cu Domnul, primul care este avantajat ești tu, sunt eu. Vă pot spune că am trăit niște experiențe cu Domnul acolo sus pe munte, să văd cu adevărat ce înseamnă o viață fără frică. Total, ești într-o libertate, ușurință ca un fulg care nu te atrage nicio lege a gravitației. Într-o totală pace absolută, bucurie absolută, dar... cum am spus, concentrația mea nu era la probleme și la frici și la demoni și la atacuri. Ca să ai o viață de biruință, să fii fără teamă, este conectarea cu Domnul. Să fii în Domnul și să realizezi puterea Lui, dragostea Lui. Cine ești tu pentru El? Cine este El pentru tine? Și așa frumos a început Domnul să curgă, să-mi explice, să-mi scriu multe dintre capitole și la urmă și cu foarte multe versete am explicat care este secretul. Dragostea și intimitatea care trebuie să avem cu Dumnezeu. Și e minunat. Vom intra în capitolele cărții într-o ediție viitoare, dar până atunci mai profit că e și Marian aici cu noi. Sigur. Și aș vrea să-l întreb dacă se poate, cât de deschis să ne spună, dacă nu se simte uneori așa un pic eclipsat. Modelul, mai ales în România, este bărbați ai lui Dumnezeu, bărbați implicați, susținuți de femeile lor, de soții, de familii, de mame. Dar la voi e puțin diferit. Tu semnezi cartea, tu ai scris-o, bineînțeles, tu prezinți mesajele. Și oare nu se simte Marian eclipsat vreodată de acest model care este în viața voastră? Trebuie să spun, la început poate a fost și trebuie să recunosc, normal, trăind în acest context, cultura românească. M-am născut în România, am trăit în România 28 de ani și jumătate, am 23 ani în Canada. Dar, normal, fiind influențat de cultura, de sistemul în care am crescut, am avut, să spun așa, nu am arătat-o, poate câteodată am arătat-o doar față de ea sau, știu, față de alții care au fost apropiați. Această, cum ai spus, frustrare, nemulțumire. Te simți așa eclipsat, pus în umbră. Și nu atât de mult că ea s-a ridicat sau este văzută altfel, este sub proiector, să spun, și nu sunt eu. Ce mai mult, poate faptul fiind influențat de cei din jur, pentru că ei, știndu-o pe ea unde este, s-au așteptat la mine să fiu mai sus. Presus, pentru că bărbatul trebuie să fie bărbat și să bată cu pumnul masă, așa știm noi. Și el trebuie să facă mai mult. Și el trebuie să știe mai mult și el trebuie să știe totul și, în fine, nu știm totul ca bărbați, deci recunosc, nu știu totul. Dar poate influențat și atunci, normal că se așteptau mulți, trebuie să predic, trebuie să fac anumite lucruri care un bărbat, când trebuie să le facă, știu eu când. Dar mi-am dat seama, pentru că n-am știut cine sunt și care este darul meu, am avut această frustrare. În momentul în care mi-am descoperit chemarea și darul, n-am mai avut și nu mai am acea, știu, timiditate sau frustrare sau nemulțumire că ea vorbește așa de bine, că ea predică, deși cuvântul predicat la o femeie, unii spun, nu se potrivește, strunește, dar spune despre Domnul în conferințe, mi-am dat seama că fiecare avem un dar specific, special, nu? Și ea și l-a descoperit și eu am participat, să spun așa, am ajutat-o să și-l dezvolte. Poate de multe ori, la început, poate inconștient, dar pentru că o iubesc, normal că am ajutat-o în tot ce am văzut că iese bine și am zis să mergi în continuare, mergi mai departe și acolo. Și, bineînțeles, au fost și momente și mai sunt când ne
ajustăm unul pe altul, că creștem, nu suntem perfecți. Dar acum, în momentul respectiv, pentru că, așa cum am spus, mi-am descoperit chemarea și știu ce vreau și știu unde trebuie să merg, nu mai am acea, să spun, nemulțumire sau cum să o numim. Poate chiar ba, frică, că nu suntem apreciați. Sau frică, nu, mai ales după cartea asta nu mai am frică deloc. Dar... Și care este darul? Că poate darul. Telespectatorii vor fi curioși. Deci, cum am spus, să motivez. Este dar de încurajare. Am fost și în Africa și am văzut acolo s-a dezvoltat mai mult în mine darul. În România, încă, pentru că venim împreună și nu eu sunt chemat la conferințe de femei, normal, eu particip și o ajut în cât pot să ajut în această misiune. Dar mă dezvolt pe această parte de a motiva, de a încuraja și de a descoperi daruri în alții. Deci să pun punctul pe ei, cum ar veni, în fiecare și să nu mai văd ce este rău un om. Să văd doar ce este bun și să-l încurajez și să-i ridic. Deci aici îmi văd unul din daruri. Poate mai sunt și altele, poate le mai descoperă alții sau de multe ori ți le descoperă alții fără să îți dai tu seama. Deci, ce să spun, este frumos în momentul în care știi cine ești, știi încotro mergi, știi când, știi ce viziune ai și aveam aici pregătit să spun, e în engleză, dar o am să spun în românește, încerc să traduc, spune că leadership-ul este capacitatea de a influența pe alții prin inspirație, generat de pasiune, motivat de o viziune născută din convingere și produsă de un scop. Asta a spus un mare păstor, Miles Monroe. Deci, în momentul în care ai aceste calități, să spun așa, the sky is the limit, sau cum zic ăștia în engleză. Nu ai nicio limită. Nu ai limite, no limit, no fear. Știi, Rodica, dacă veni vorba de daruri, mi-aș dori să am darul prorociei și poate că îl am. Îl văd pe Marian în viitor, invitat la conferințe pentru bărbați. Amin, asta ne rugăm. Care, și să fie provocat acolo să spună cum să aibă grijă de soțiile lor, de copiilor, să îi ridice, să umble în darul și în destinul lor. Și Domnul să facă să se întâmple asta. Cred că tu ai avut un adevărat lider lângă tine. Adică îmi dau seama, ascultându-l și văzându-i viziunea și inima, chiar dacă nu el a ieșit în față, asta face liderul. Împuternicește pe altul, îl ajută pe altul să crească. Ca și un antrenor, care el nu joacă pe teren, dar el știe cum trebuie și... Suferă mai mult antrenorul când vede că nu... Totodată am înțeles că e lucrarea Domnului, nu e a lui sau mea. Aici este tot secretul biruinței noastre sau a creșterii continuu a ceea ce Dumnezeu ne-a chemat. Este că e vorba de lucrarea lui Dumnezeu. El a înțeles că nu e vorba să fie o cineva sau să fie el cineva. Ok, lucrăm împreună. Pe tine te-a chemat Domnul pentru femei și normal că trebuia un bărbat puternic în spate, că altfel dacă era unul gelos, unul religios, unul cu diferite păreri, nu puteam niciodată să dezvolt. Dar Domnul a știut că ne-a unit. Ce potențial este în amândoi. Cum spun, nu suntem perfect, suntem încă în prelucrare și în creștere, dar împreună am putut să facem această lucrare și putem împreună. Altfel, n-aș fi putut. Nici eu fără el, nici el fără mine și da, îi dăm slavă Domnului. La lucrare sunt parteneri și copiii voștri și în încheiere aș vrea să ne spuneți ceva despre ei. N-au venit anul acesta, dar eu știu că sunt cu inima alături de voi. Ei sunt la o vârstă care, spun eu, nu mai poți să faci ce vrei cu ei. Până la vârsta de 12 ani poți să faci cam ce ai vrea cu ei, dar acum sunt la vârsta în care sunt, nu, teenager sau... Adolescenți. Și, dar bineînțeles că ei sunt și ei în spate, în umbră, care ne susțin. De multe ori am vrut să renunțăm și am zis, gata, nu mai plecăm. Nu, anumite lucruri acasă, neajunsuri sau știu eu, cu bani sau cu serviciu sau n-am putut să ne permitem anumite lucruri și am zis, gata, nu mai plecăm nicăieri, anulăm tot cu plecarea și ei a zis, nu, dacă voi vă lăsați, înseamnă că sunteți slabi. Dacă voi ați pornit în lucrarea aceasta și ei sunt mândri, să spun așa, deși nu arată, pentru ceea ne scrie, ce Domnul ne scrie mesaje, ceea ce Dumnezeu face prin noi în România și se bucură și ei. Chiar băiatul mai mare a spus și că mă bucur pentru
pentru voi, mamă și tată, bine, în engleză spunea, pentru ce face Dumnezeu prin voi în țara noastră. Deși el e născut în Canada și a rămas așa puțin, m-a atins bucuros, normal, în țara noastră, că și el o consideră România țara lui. Deci sunt în creștere, ne susține, bineînțeles, încă nu și-au intrat în destin și durează un timp, dacă nu ne-a trebuit 40 de ani, 40 sper că lor o să le trebuiască mai puțin, ori să fie mai puțin, dacă... Este sacrificiu, deci nu se poate nimic fără sacrificiu. Și Dumnezeu așa a îngăduit în cazul nostru lucrul acesta, cu toate că mulți ne judecă, dar ne bucurăm, cum spun, sunt încă în creștere, în prelucrare, dar important este că ei sunt de acord cu noi, sunt cu noi, se roagă pentru noi, ne susțin cât pot și mergem înainte cu Domnul și toată gloria și slava este a Domnului și vor veni și răspătirile și peste ei. Domnul, bineînțeles, abia cu așteaptă, chiar vorbeam cu fata mai mică, ea e un mai lider așa în familie, deși cea mai mică, ea ia inițiative și până nu obține ce vrea, nu se lasă. Și a spus, băiatul mai mare, de fapt, a dat ideea, trebuie să plecăm într-o mică vacanță împreună când vă întoarceți. Și am zis, Grace, tu iei inițiativa. Deja ea caută unde să mergem, 4-5 zile, să vedem unde ne putem permite. Și m-am bucurat de inițiativa lor, că abia ne așteaptă și să fim din nou împreună. Să sărbătoriți și sărbătorim, da. Slavă Domnului! Vă mulțumesc pentru transparență și pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit și cu siguranță telespectatorii sunt încântați să vă reîntâlnească. O să continuăm cu Rodica să intrăm în învățătura despre dragoste și despre leacul pentru frică în următoarele ediții. Până atunci fiți binecuvântați și Domnul să fie în continuare cel care vă conduce. Amin. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumim. La revedere. Dragi prieteni, e momentul să ne luăm rămas bun. I-ați întâlnit prin intermediul postului nostru de televiziune pe Marian și Rodica Volintiru din Canada, care fac a 10-a călătorie misionară în România pe timp de vară, umblând din oraș în oraș și împărtășind viziunea lui Dumnezeu pentru țara noastră. Fiți binecuvântați și vă așteptăm să ne revedem sănătoși la o nouă ediție săptămâna viitoare. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.